Bună! Numele meu este Delia Pope. Bine ai revenit pe canalul meu și îți mulțumesc că mă urmărești. Acesta este un exercițiu de meditație, un exercițiu de vizualizare în care te ghidez să îți creezi propriul sanctuar și să te întâlnești, să te conectezi cu propriul tău ghid spiritual. Conectarea cu propriul tău ghid spiritual te poate ajuta să primești îndrumare, sprijin, idei, soluții la problemele tale și moduri cum să faci ca visele tale să se împlinească mai repede și mai simplu. Atunci când ești pregătit, găsește-ți o poziție confortabilă într-un loc liniștit, unde să nu fii deranjat. Închide ochii și relaxează-te. Relaxează-te. Inspiră odată adânc și expiră lent. Inspiră încă o dată adânc și în timp ce expiri, repetă și vizualizează mental numărul 3 de 3 ori. Inspiră încă o dată adânc și în timp ce expiri, repetă și vizualizează mental numărul 2 de 3 ori. Inspiră încă o dată adânc și în timp ce expiri, repetă și vizualizează mental numărul 1 de 3 ori. Ești acum la un nivel plăcut al minții, un nivel benefic de relaxare fizică și mentală. Pentru a te ajuta să te relaxezi și mai profund, voi număra acum de la 10 la 1. Cu fiecare număr descrescător pe care îl voi rosti, tu vei simți că te cufunzi mai adânc și mai adânc într-o stare benefică și plăcută de relaxare fizică și mentală. 10 9 8 Relaxează-te mai profund și mai profund. 7 6 Relaxează-te mai adânc și mai adânc. 5 4 Mai adânc și mai adânc. 3 2 1 Ești acum complet relaxat. Simte cât de relaxat ești. Simte cum starea plăcută și benefică de relaxare fizică și mentală curge lin în întreg corpul tău, din creștetul capului până în vârful degetelor de la picioare. Relaxează-te! Relaxează-ți pielea capului. Relaxează-ți pielea care acoperă fruntea. Relaxează-ți pluapele și zona din jurul ochilor.
Simte cât de relaxați sunt ochii tăi. Relaxează-ți buzele și mandibula. Pune un zâmbet blând în colțul buzelor tale. Un zâmbet blând te poate ajuta să te relaxezi și mai profund. Relaxează-te! Amintește-ți acum un loc liniștit și pasiv, unde ai mai fost cândva și unde te-ai simțit tu foarte confortabil. Te-ai simțit bine, pașnic și liniștit. Imaginează-ți că ești chiar acum, acolo, în acel loc liniștit și pasiv, în care te simți perfect relaxat. Este bine. Relaxează-te. Gândește-te acum și amintește-ți un succes al tău mai recent, o realizare a ta. Constată această realizare. Bucură-te, felicită-te pentru acest succes și mulțumește. Mulțumește oricui și oricum vrei tu pentru acest succes. Este bine. Relaxează-te. Voi rosti acum câteva fraze în beneficiul tău. Repetă mental după mine. În fiecare zi, în orice privință, eu devin mai bun, mai bun și mai bun. Eu mereu îmi păstrez o atitudine mentală deschisă și pozitivă. În fiecare zi, în diverse moduri, soluții miraculoase apar în viața mea. Relaxează-te! Stabilește-ți acum intenția ta pentru acest exercițiu de vizualizare. Gândește-te ce îți dorești să obții făcând acest exercițiu și spune-ți că l-ai obținut deja. De exemplu, poți să spui: vreau să mă conectez cu ghidul meu spiritual și mă conectez cu ghidul meu spiritual. Este bine. Relaxează-te. Acum că ți-ai stabilit intenția pentru acest exercițiu de vizualizare, te voi ghida în continuare să creezi un loc minunat, să creezi cu ajutorul imaginației tale un sanctuar, propriul tău sanctuar, acel loc în care să te simți tu perfect confortabil și în deplină siguranță. Acel loc imaginar pe care oricând vei dori, îl vei putea vizita din nou și din nou în imaginația ta
și unde mereu și mereu te vei simți perfect confortabil și în deplină siguranță. Creează acum acest loc imaginar, acest sanctuar al tău, acest loc minunat unde să te simți tu perfect confortabil, fericit, liniștit și în deplină siguranță. Creează-l să arate oricum îți dorești tu, să fie oriunde îți dorești tu și să conțină orice îți dorești tu. Dorește-ți să creezi acest loc minunat, acest sanctuar al tău, acest loc în care vei putea reveni în imaginația ta din nou și din nou, oricând vei dori și unde te vei putea conecta în deplină siguranță cu propriul tău ghid spiritual. Este bine, acum că ai creat acest loc minunat în imaginația ta, acest sanctuar unde să te simți tu minunat, să te simți perfect liniștit și în deplină siguranță, petrece câtva timp, imaginează-ți că te plimbi puțin prin acest sanctuar al tău și te bucuri de peisajul pe care sanctuarul tău ți-l oferă, de confortul pe care ți-l oferă, de pacea interioară, de liniștea și starea de bine pe care ți-o oferă. Imaginează-ți că te plimbi prin sanctuarul tău și observă câteva detalii. Bucură-te de câteva detalii din sanctuarul tău. Este bine. Relaxează-te. Acum că ai petrecut ceva timp în sanctuarul tău și te-ai obișnuit cu senzația de a te simți atât de bine și în deplină siguranță în acest loc minunat, creat de tine, creat de imaginația ta, dorește-ți să te conectezi cu ghidul tău spiritual. Spune-ți în gând, îmi doresc și îl invit pe ghidul meu spiritual, pe acea entitate benefică ce mă poate ajuta, mă poate ghida, îmi poate oferi îndrumare în problemele mele zilnice, mai mici sau mai mari. Îmi doresc să mă întâlnesc și să apară aici,
în sanctuarul meu. Este bine. Acum că ți-ai pus intenția și ai deschis calea de comunicare cu propriul tău ghid spiritual, imaginează-ți că la capătul sanctuarului tău, la una dintre ieșiri, se întinde o potecă frumoasă, o potecă minunată, o alee, un drum, dacă vrei. Imaginează-ți acest drum care duce la sanctuarul tău. Acum, imaginează-ți că observi undeva în zare, aproape de linia orizontului, o formă nedefinită, foarte puțin definită, o formă care se apropie de sanctuarul tău, mergând pe aleea, pe drumul care duce către sanctuar. Această entitate care se apropie acum mai mult și mai mult către sanctuarul tău, către tine, este propriul tău ghid spiritual. Dorește-ți să te conectezi cu ghidul tău spiritual. Dorește-ți să îți apară în forma în care să te simți tu confortabil și pe care să o poți percepe cu ușurință. Imaginează-ți că acum ghidul tău s-a apropiat deja mai mult și mai mult spre tine. Acum deja poți distinge o formă ceva mai bine definită. Poți distinge ce formă are ghidul tău. Dorește-ți să te simți entuziasmat, să simți o stare de nerăbdare plăcută pentru a te întâlni și pentru a-l vedea sau a o vedea pentru prima oară pe această entitate benefică și minunată care este ghidul tău spiritual. În tot acest timp, ghidul tău spiritual s-a apropiat mai mult și mai mult către intrarea în sanctuarul tău. Este acum foarte aproape de intrare. Acum poți vedea mai multe caracteristici ale ghidului tău. Imaginează-ți că deja poți vedea cum arată ghidul tău spiritual. Ce formă are, cum este, ce dimensiuni, ce aspect. Poți distinge chiar și starea de spirit pe care o are ghidul tău. Și observi că ghidul tău spiritual este la fel de nerăbdător, într-un mod plăcut și benefic, să te cunoască, să se întâlnească cu tine și să vă salutați. Și ghidul tău spiritual pare să fie vesel și încântat de această întâlnire. Acum, imaginează-ți că ghidul tău i-ai permis deja să intre în sanctuarul tău. L-ai invitat să intre pe calea de acces în sanctuarul tău și
Acum vă salutați. Imaginează-ți că îți saluți ghidul spiritual și el sau ea te salută înapoi. Relaxează-te și dorește-ți să te simți bine, să te simți într-un mod minunat de liniștit, împăcat și încântat în prezența ghidului tău spiritual. Dorește-ți să comunici cu ghidul tău spiritual și dorește-ți să percepi modul cum comunică ghidul spiritual cu tine, prin gânduri, imagini, vorbe, cuvinte, gesturi. Imaginează-ți că îi arăți ghidului tău spiritual câteva din împrejurimile locului, din locul în care te afli, sanctuarul tău, și că vă bucurați împreună cât de frumos și minunat este acest loc pe care l-ai creat tu, sanctuarul tău. Imaginează-ți că purtați chiar și o scurtă conversație. Dacă ai o întrebare specifică pe care de mult dorești să o adresezi ghidului tău spiritual, adresează-i acea întrebare și dorește-ți să fii deschis și să percepi răspunsul pe care ți-l oferă ghidul tău spiritual. Relaxează-te și petrece câtva timp cu ghidul tău spiritual. Este bine. Acum că ai petrecut ceva timp cu ghidul tău și v-ați bucurat de împrejurimile sanctuarului tău, poate chiar ați avut și o scurtă conversație, poate chiar ți-a răspuns la o întrebare care te preocupa de mult, mulțumește-i ghidului tău că a apărut, că a venit în sanctuarul tău. Și imaginează-ți că și el sau ea, la rândul ei, îți mulțumește că l-ai invitat și că te-ai conectat cu el sau cu ea. Acum, luați-vă la revedere și puneți intenția, dorește-ți ca să revii mai des și mai des, de ori de câte ori ai nevoie, în acest loc minunat din imaginația ta, în sanctuarul tău, în care să te conectezi ori de câte ori ai nevoie de sprijin, îndrumare sau pur și simplu de o stare de bine, să te conectezi cu ghidul tău spiritual. Imaginează-ți că ghidul tău îți spune, îți arată că ori de câte ori vei dori în viitor, va veni la chemarea ta în sanctuarul tău și veți putea comunica într-un mod ușor și benefic pentru tine.
Este bine. Relaxează-te. Voi număra acum de la 1 la 5. La numărul 5 vei deschide ochii. Vei fi complet treaz, perfect sănătos, te vei simți bine. 1, 2, 3. La numărul 5 vei fi complet treaz, vei deschide ochii, te vei simți bine, mult mai bine decât înainte. 4, 5. Deschide ochii, ești complet treaz, perfect sănătos, te simți bine. Te simți mult mai bine decât înainte. Și ești împăcat și liniștit și bucuros că tocmai te-ai întâlnit cu ghidul tău spiritual și ai creat propriul tău sanctuar pe care îl vei putea vizita din nou și din nou și unde te vei putea conecta mereu cu ușurință și într-un mod benefic cu propriul tău îndrumător, ghid spiritual. Îți doresc să ai o viață minunată, așa cum îți dorești și chiar mai bine decât atât.